Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit pe canalul Grădina de la Țară. Astăzi am mult de muncă. Ieri am terminat două rânduri astea de roșii, de copilit și de defoliat. Am făcut o defoliere mai masivă, așa, fiindcă vedeți că au frunze foarte mari, sunt greșeala mea, au fost plantate cam des, la 30. Da, astăzi vroiam să avem o discuție despre carența de calciu. După cum vedeți, solarul meu, și știți probabil, solarul meu este foarte mic ca și înălțime, nu are înălțime foarte mare. După cum vedeți, nu am pus nici plasa de umbrire, da? Și totuși în solar, la roșiile mele, nu am carență de calciu. Da. De ce? Asta este întrebarea, de ce nu este carență de calciu? Ia uitați ce frumuseți acolo, da? Nu-mi trebuie multe. Astea sunt Fiorentino. Ia uitați. Ce vrei, ce poți să vrei mai mult de atât, da? Foarte frumoase. Acolo au început să se coacă. Alea sunt Moldoveanu și Reiana. Dar mai am și alte. Mai am și Pearsonul acolo rătăcit. Da. Am aici Pearson, care sunt foarte. Dar haideți să discutăm despre carența de calciu, ce am constatat eu în anii mei de legumicultură și cum am încercat să elimin problemele cu carența de calciu. Deci, în primul rând, primăvara sau toamna am aplicat calciu și magneziu. După cum ați văzut și în videoclipurile mele, ori var, ori chiar ceva special cu calciu și magneziu. Da, se poate aplica dolomită. Asta este una din problemele care puteți să le eliminați din start, da? Aplicând calciu și magneziu primăvara sau toamna, incorporându-l în sol. A doua problemă este cu apa. Deci și eu am pățit acest lucru. De aceea vă spun și vouă și vă spun în sensul în care eu credeam că pământul este umed, dar de fapt nu era așa. Deci eu credeam că are de ajuns apă, dar nu era așa. Cum am constatat acest lucru? Când am căutat, deci partea de suprafață era umed, iar partea de la rădăcină, unde planta are nevoie ca să-și tragă necesarul de calciu din sol, era uscat. Deci cum o plantă poate să-și tragă necesarul de calciu dacă pământul este uscat? Nu poate. Vedeți? Deci această greșeală am făcut-o și eu în trecut, am pățit și eu lucrul ăsta. Nu mai știu atunci cineva, oricum mi-a spus acest lucru și l-am băgat la cap. Deci mi-a spus așa: ia controlează să vezi dacă ai umezeală la rădăcina plantei. Păi nu, că de-abia le-am udat, cum să nu fie umed? Ei, și
A insistat acea persoană să verific și când am verificat, era așa cum a spus, că la suprafață era umed și în profunzimea solului, acolo în zona rădăcinii, era uscat pământul. Deci planta nu avea cum să-și ia calciu din pământ. Da? Fiindcă prin rădăcină, prin apă, se asigură necesarul de substanțe care ajută creșterea plantei, a fructelor. Da? Vorbim acum per general, nu este vorba anume de roșii sau este vorba de toate legumele, să știți. Fiindcă această carență de calciu este la toate legumele, nu este numai la tomate sau la ardei, și la vinete și la tot ce plantăm noi prin grădină, tot ce se numește legumă. Al treilea lucru care căruia se datorează carența de calciu este soarele. Este soarele. Este căldura foarte mare. Fiindcă din cauza căldurii se evaporă apa din sol, nu? Logic. Ca să mai aplanăm un pic, să nu mai fie așa cald, ce facem? Punem acea plasă de umbrire. Da? Care și aceea este cu 40%, cu 80% și na, dacă avem mai multe feluri, putem să folosim funcție de ce temperatură este afară. Deci cum a fost acum, se zice că nu a mai fost de aproape 70 de ani aceste temperaturi. Da? De pe 38 parcă am văzut sau nu mai știu, sigur nu vreau să vă induc în eroare cu date din astea eronate, dar după cum a spus că nu a mai fost de mult timp aceste temperaturi foarte, foarte mari. Bun, noi trebuie să ajutăm plantele, trebuie să le să nu le lăsăm să aibă arsuri solare, nu trebuie să le noi trebuie să le protejăm. Și cu acea plasă de umbrire le ajutăm, le mai răcorim un pic, nu mai au razele soarelui, nu au impact direct cu plantele noastre. Și astfel ajutăm și menținerea apei în sol. Deci nu se mai evaporă așa repede apa din pământ. Eu deja aseară am dat și vedeți că se usucă iară. Se usucă în seara asta, dau iară apă, le dau, fiindcă eu le văd că ele sunt însetate. Deci le văd după frunze, cum stau frunzele, cum deja ele încep să se înalțe, ajung la înălțimea aia care știți că temperatura mare, căldura se ridică sus, da? Și ajungând în zona aceea unde este temperatură foarte mare, ele cam capătă arsuri solare, cam le arde, cam le pârlește. Bun, la mine nu știu, eu solarul este foarte mic ca și înălțime, dar în schimb mă ajută aerisirea asta, că nu am nimic ca pe capete, da? Nici în față, nici în spate nu am nimic și mă ajută acest lucru. Dar pe voi care mai aveți solarii vă ajută aerisirile laterale, că și alea sunt foarte bune. Da, și cam astea sunt lucruri foarte importante care noi, știți, le cam uităm.
din experiența acumulată în decursul anilor, cam neglijăm aceste lucruri și ne trezim că avem carențe de calciu. Nu știu, na, la voi poate sunt alte zone, la noi sunt aici în partea Moldovei, clima este un pic mai moale, așa mai ține cu noi. Nu e ca în partea sudică unde sunt temperaturi foarte, foarte mari și timpul este înaintat în partea sudică. La noi aici, începând cu primăvara, se încălzește foarte greu pământul, se încălzește și de aceea suntem mai rămași în urmă, așa cu așa zic eu. Asta este părerea mea. Poate alții au altă părere, dar părerea mea este asta, că la noi se încălzește mai greu și se răcește mult mai repede. Deci la noi vine frigul mai repede. De aceea avem o perioadă de timp în care legumele noastre pot să se maturizeze, să ajungă la maturitate, un timp foarte mic este. Deci, cum am pățit anul trecut, că mi-a rămas pe câmp ardei, gogoșari, da? Aici eu deocamdată sunt foarte mulțumit. Vedeți, cu cât se urcă planta mai sus, încep să apară avorturile. Da. Asta este o floare avortată, dar dacă nu avortează toate, așa, aici avem o floare avortată. Dacă nu avortează toate, e bine. Aici le-am copilit ieri, le-am mai aranjat un pic. Astea sunt Fiorentino, care sunt așa crețe, foarte productive, dar și sunt și gustoase. În schimb, aspectul le cam dă pe o latură care nu este, nu sunt plantate. Da? Aici avem ghitia, din ce țin eu minte, ghitia, care sunt niște roșii foarte bune, sunt foarte gustoase, un pic acrișoare și nu fac multe, dar să știți că sunt bune. Ghitia și ca semințe sunt accesibile ca și preț. Vedeți că pe unde am mai trecut eu, trebuie să ai mare grijă acum în perioada asta cu atingere. Aici am, nu știu de unde au apărut taigărela astea. Am mai avut într-un an de prin semințe. De prin semințe. Și asta a început să avorteze flori. Da. Nu contează. Câte se fac, știm că se fac bune, da? Adică cel puțin până acum nu am stropit cu nimica și nici nu aș vrea să stropesc, da? Nu știu care e cauza, deci în mulți ani am avut problema asta că au ieșit frunze aici la fiecare, la etajul ăsta avem și o frunză, da? Și am mai văzut la mai multe. Da, aici asta trebuie să o leg așa pe amândouă. Am lăsat în două. Da, mai avem niște șeri din astea galbene, prunișoară, pară, nu știu cum să le mai zic. Și uitați impactul soarelui, da, la marginea solarului. Deci cum arată ele așa, încolo, în solar, și care e impactul soarelui asupra impactul direct. Da? Vedeți că le-a ars.
Eu oricum le mai las, poate își revin, că văd că nu sunt chiar. Dacă nu, le tăiem. Da. Cam atâta, dragi prieteni, despre lipsa asta de calciu, despre carența de calciu la. Vedeți, eu le-am copilit ieri și deja ele s-au uscat în frunzele care sunt pe jos. Deci cam asta e problema cu carența de calciu. Încercați să eliminați din timp posibilele cauze, da? Încercați să vedeți cum puteți să eliminați cauzele și vă doresc succes. Da? Așa am pățit și eu mulți ani, am avut carență de calciu, nu știam ce să le mai fac. Am făcut și soluții bio și nu știu ce am mai făcut. Da. Nu știu dacă chiar m-au ajutat sau nu m-au ajutat, dar încercați preventiv să eliminați cauzele carenței de calciu. Da, vă doresc succes și ne revedem la un nou videoclip din grădina de la țară. La revedere!